Felicitări acestor tineri minunați. Cred că ne-ar sta bine și nouă la Drobeta Turnu Severin cu o trupă frumoasă de dans. Dacă merge cineva la primărie și îi spune domnului primar, sunt convinsă că îi susține, pentru că tot așa i-a susținut și pe acești tineri din spatele meu și pe cei care formează Lăutarii Mehedințiului, pentru că altfel nu i-am fi avut pe scenă și angajații ai teatrului. Aplauzele dumneavoastră pentru tinerii minunați și pentru susținerea de care au nevoie, pentru că dacă n-ar fi cineva care să spună hotărât așa că e cazul să schimbăm multe lucruri în cultură și în arta spectacolului la Drobeta Turnu Severin, poate mai greu s-ar urni lucrurile. Ei bine, doamnelor și domnilor, continuăm spectacolul nostru dedicat zilei de 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române, cu aceleași cântece interpretate de corul Chinonia, dar și vine aici, în fața dumneavoastră, unul dintre cei care reprezintă și grupul Izvorașul, pentru că este membru și în acel grup de folclor vechi, domnul Gabriel Lungu, solist de data aceasta, dar și iată că pleacă de acolo din formația corului Chinonia, pentru că a ales pentru dumneavoastră și un cântec care este dumnealui foarte, foarte drag. Știu că-l apreciați, vă mulțumim pentru aplauze și noi și cei care ne ocupăm de organizare, mai ales că în culise și în sală sunt foarte mulți angajați din aparatul administrativ al Palatului Culturii, care să știți că sunt foarte dedicați. Eu am avut norocul să-i cunosc încă de când eram foarte mică și veneam aici să recit poezii pe scenă și i-am văzut pe mulți dintre ei, chiar sunt acum unii aproape, să zicem așa, nu de pensie, dar sunt de ani de zile angajați la teatru și știu că de fiecare dată își fac treaba cu dăruire pentru dumneavoastră, cei care formați publicul Palatului Culturii. Felicitări că sunteți un public minunat și că veniți în această sală care a fost reabilitată și special amenajată pentru dumneavoastră, cei care munciți în fiecare zi și totuși știți să apreciați și cultura și arta spectacolului. Corul Chinonia, Lăutarii Mehedințiului și Gabriel Lungu.
Mamă, să mâncăm